Mai avem o vedetă care a trăit un adevărat coșmar și care este acum în stare de șoc. Claudia Pătrășcanu face primele declarații după ce casa socrului ei a fost predată de hoți. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în noaptea atacului, dar și care au fost consecințele. Am fost șocată, am început să plâng și n-am mai putut să conduc pentru că eram tocmai timor ca o mașină să vin copiii. Știu că nu erai acasă. Cum ai reacționat când ai aflat? Vă dai seama că a fost o reacție șocantă. Exact șoc. Pentru că să le spună părinții că s-a întâmplat o seară în urma acest lucru, nu e așa ușor, n-ai cum să... Am fost șocată, am început să plâng și n-am mai putut să conduc pentru că eram tocmai timor ca o mașină să vin copiii, am fost la munte. Și n-am mai putut efectiv să a trebuit să mă liniștesc un pic. E o chestie șocantă, adică nu mi s-a întâmplat în viața mea și nu doresc nimănui. Nu ne dorim. Sperăm să se rezolve cât mai repede situația asta și să fie găsit. Sunt convinsă că vor face tot ce le vor să am putere și sunt polițiști foarte buni și o echipă bună și se lucrează la acest caz să vedem despre ce se vorbă. Toată lumea așteaptă. Considerăm că Dumnezeu ne protejează întotdeauna și ne găsește și așteptăm să vedem ce se întâmplă de acum înainte și să îi prindă, că asta e și normal.